În poziția de manager, Giuliano Menassi va fi secondat de Ayhan Guven în calitate de Deputy Country Manager și director industrial Pirelli Tires România. Giuliano Menassi îl înlocuiește în poziția de CEO pe Giuseppe Cangelosi, care își încheie mandatul în România, urmând a ocupa o nouă funcție managerială pentru Pirelli Asia Pacific. Giuseppe Cangelosi a condus și dezvoltat cu succes în ultimii 5 ani toate activitățile grupului Pirelli în România, dedicându-se în mod special fabricii de anvelope din Slatina, care în perioada mandatului său și-a dublat numărul de angajați de la 1500 în 2009 la peste 3000 în anul 2014. Giuliano Menassi și Ayhan Guven au lucrat încă din anul 2005 la Pirelli Tires România, contribuind în mod semnificativ la demararea fabricii de la Slatina, se precizează într-un comunicat de presă al companiei Pirelli.